Ambasadorul Germaniei a venit astăzi la Galați, unde a stat de vorbă mai bine de o oră cu președintele Consiliului Județean, cu prefectul și cu primarul. După cum a declarat chiar domnia sa, aceasta este o primă vizită de informare. Deutschland und Rumänien als Partner innerhalb der Europäischen Union ja auch auf Augenhöhe miteinander kooperieren und das war mir deshalb. Consider că Germania și România cooperează ca parteneri egali în cadrul Uniunii Europene. Această vizită este foarte importantă în această regiune, de asemenea importantă, pe care pot să o desfășor acum, abia acum. Pentru că dezvoltarea portuară este o prioritate pentru Galați, autoritățile au declarat că vizita înaltului demnitar deschide noi oportunități. Strategia Dunării a fost repusă în ordinea de zi de către comunitatea europeană. Galați a fost inclus pe lista porturilor pentru care comunitatea europeană manifestă un interes strategic. Vom căuta să dezvoltăm cu ajutorul financiar al comunității europene acest port cu comunicație multimodală. După întâlnirea cu edilii, ambasadorul a mers să viziteze portul, Facultatea de Industrie Alimentară, Muzeul de Istorie și să stea de vorbă cu reprezentanții comunității germane.